Este momentul pentru mișcare. Vă îndemn să faceți ca mișcarea să facă parte din meniul vostru zilnic. Eu am venit astăzi la sală. Vlad, îți mulțumesc că ești alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Ne gândim astăzi la un program pentru brațe, dar și spate. Da, corect. Un mic circuit, să-i spunem așa. Care ar trebui să-l executați în fiecare zi. Dacă aveți greutăți, luați-le. Dacă nu, haideți cu noi să faceți măcar fără greutăți câteva mișcări, să înțelegeți mecanismul sau corect. Postura corectă. Corect. Începem prima dată cu exercițiul pentru biceps sau așa. Flexii de brațe, da? Cu gantele în mână, încheietura o ținem în punct neutru, da? Coatele lângă noi, abdomenul tare, flexăm brațul, da? Aici putem să facem serii de 4 cu câte 20-25 de repetări dacă vrem să mergem pe tonifierea musculaturii. Greutatea vă alegeți în funcție de nivelul dumneavoastră de fitness. Important este să știți că mișcarea făcută în mod constant ajută foarte mult și atunci când vorbim de slăbire și atunci când vorbim de tonifiere. Corect. Așa că schimbăm exercițiul acum da? Și trecem la partea de triceps. Picioarele un pic flexate, trunchiul a plecat, coatele sus pe lângă trunchi, extindem brațul în spate, încordăm foarte bine tricepsul. La fel trebuie să avem respirația moderată, să nu ne ținem respirația sau să respirăm foarte repede. Capul stă în prelungirea coloanei, să nu ținem capul foarte pe spate sau băgăm bărbia în piept. Ei, Vlad, povestește despre posturile corecte, care sunt foarte importante atunci când vorbim de un exercițiu corect. Pentru că dacă nu facem exercițiu corect, riscăm să nu lucrăm musculatura pe care ne-o dorim, pe de-o parte, iar pe de-altă parte să avem parte și de anumite accidentări. Corect, și nu ne dorim acest lucru. Exact. Bun, schimbăm și trecem la ultimul exercițiu, îndreptările. Da? Îndreptările ne ajută foarte mult la partea de spate și partea de biceps femoral. Da, în momentul în care ne îndreptăm, flexăm un pic picioarele, spatele rămâne drept, capul într-o poziție neutră și apoi îndreptăm. Și ne ridicăm. Sus când ne ridicăm, încercăm să încordăm bine fesierii. La fel putem să facem în funcție de greutatea pe care o abordați, 12-15 repetări, 4 serii, 5 serii, în funcție de nivelul dumneavoastră de fitness. Important este să mai aveți în minte că alimentația joacă un rol foarte important atunci când vorbim de procesul de slăbire sau de tonifiere. Fibrele au un rol foarte important pentru că ele dau senzația de sațietate, pe de o parte, iar pe de altă parte aduc acel aport de nutrienți pentru ca noi să avem multă energie și mă gândesc și înainte de efort și după. Corect, corect. E bine să avem macronutrienții la zi, să zic așa. Mulțumim tare mult, Vlad, că ai fost alături de noi și vouă vă sunt recunoscătoare că faceți ca mișcarea să facă parte din ritualul vostru zilnic.